Săptămâna viitoare este programată testarea scrisă a examenului de titularizare. La concurs vor participa peste 500 de candidați, cei mai mulți înscriși pentru posturile de învățători și educatori. Pentru concursul de titularizare avem înscriși 506 candidați pe 38 de discipline de examen. Ei sunt repartizați pentru susținerea probei scrise în două centre. Un centru pentru învățători și educatoare se află la Liceul Pedagogic, celălalt centru la Școala Gimnazială numărul 7 din Buzău. Ca și număr avem 111 învățători, 89 de educatoare și la celelalte discipline mai puțin candidați, dar numărul maxim pe disciplină cel mai mare se află la aceste două categorii. Numărul de posturi valabile pe o perioadă nedeterminată este de 60, însă există sute de locuri pentru suplinitori. Avem scoase 746 de posturi și fracțiuni de posturi. Unele sunt cu viabilitate de 4 ani și ele pot fi ocupate după acest concurs de candidații care au obținut peste 7, în ordinea mediilor, bineînțeles. Și celelalte sunt posturi pe o perioadă determinată, sunt fracțiuni de posturi, sunt posturile vacante pentru detașări în interesul învățământului ale colegilor director sau inspector care au obținut concursul. Pentru a se completa necesarul de la nivelul județului la atribuirea posturilor pe o perioadă determinată sau a orelor răzlețe, vor putea participa și candidați din sesiunile trecute. Există mai multe etape de titularizare, sunt și candidați care pot să participe la ocuparea posturilor cu note din seriile anterioare și aceștia în funcție de anul în care au susținut examenul de titularizare și în funcție de media pe care au avut-o se pot participa la ședințele de repartizare și, bineînțeles, sunt și absolvenții care, sau persoane care doresc plata cu ora. Pentru a aspira la un post titularizabil, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7, iar pentru suplinitori să aibă peste nota 5.